Vedeți că am ajuns la D, era la stânga mult, am mers ceva pe jos. Oamenii au intrat acolo, unde vedeți voi, doar că nu a venit auto, mă rog, Vaporetto, așteaptă să vină. Și aici e coada și acolo se validează, mă rog, ca la autobuz. Am ieșit și asta este ca să te duci coada, ca să te duci spre Burano. E incredibil. Ia uitați-vă aici. Păi aici stai cel puțin 1 oră și 20. Vedeți că am intrat în prima expoziție a unei fabrici. Intrarea este liberă, nu avem niciun preț sau ceva. Uite și noi să vedem cum arată superb, adică asta e. Am ajuns și noi în sfârșit în Burano. Scrie. Ce să zic, sunt 10 oameni la coadă. Nu-mi vine să cred. Bună dimineața cu o nouă zi. Suntem în 7 octombrie. Focus, te rog. Mulțumesc. 8:52. Ne-am făcut patul. Am aerisit, ne-am făcut duș. De data asta este 8:52 și acum plecăm la masă, însă de data asta ne-am și machiat. Adică eu și mama, soacră, ne-am machiat. Asta și bărbirit cătă, deci cumva suntem un pas înainte decât ziua de ieri. Este foarte liniște, n-am auzit absolut nimic. E... Deci, domnule, uitați-vă un pic cum arată exact tipic italian. Femeile sunt superbe, bărbații sunt superbi, sunt foarte bătrâni majoritatea. Asta spunea și Cătă, nu înțelege de ce atâta multă lume în vârstă. Chiar și în Veneția, nu neapărat aici. Sunt superbi, sunt superbi toți, se îmbracă frumos, au o anumită aliură, sunt fit, nu... Viața lor e cumva total diferită de a noastră. Da, mă rog, acolo sunt hainele noastre, ne-am mai strâns lucrurile de pe acolo. Ce mai avem noi aici lăsat de pentru astăzi. Și o să mergem acum la micul dejun. Ce voiam să vă zic? Lui Cătălin a fost aseară rău de la fructele acelea prăjite. S-a simțit rău, nu știu, pe la 2, cred, sau nu știu exact cât era. Good morning! A zis că simte nevoia să vomite, nu știu, a încercat să ia o pastilă, a luat un colebil, cred, nu știu exact, că eram adomită. Deci nu i-au făcut chiar bine. Așa că astăzi o să luăm un încet cu mâncatul în oraș, că dacă nu... și el vrea mai pizza, așa că probabil o să mâncăm tot la aia de acolo, unde am mâncat în prima zi, că i-a plăcut. Și el deja s-a ajuns la masă, nu prea e lume. Haideți că am venit și micul dejun, adică ne l-am făcut noi. Asta e ce și-a luat Cătă. Avem aici un cappuccino, un espresso, care este minuscul, alt cappuccino, ceva dulce și ce am luat eu. Și mai avem și aici ceva. Același lucru acolo și acolo totul, espresso și un cappuccino. Arată foarte bine, miroase foarte bine cafea. Iar prăjiturile astea sunt senzaționale. Asta mi se pare bun, dar asta e ceva de pe altă planetă. Foarte bun. Haideți să mâncăm, zic. Haideți că după micul dejun am fost direct la autocar. E4L l-am prins imediat. Și acum suntem, dacă nu știu, nu se vede bine tabelă, Murano, Burano. Dacă îl pierdem pe ăsta de 10:50, văd că mai vine unul la 10:56, în 6 minute. 6, tot la Water Bus Stop, la D. Stați că vreau să mă apropii să vedeți, că nu prea se vede aici. Wow, nu se vede nimic, incredibil, să vă las poză, nu se vede. Haideți că am ajuns la D, era la stânga mult, am mers ceva pe jos. Oamenii au intrat acolo, unde vedeți voi, doar că nu a venit mă rog, Vaporetto, așteaptă să vină. Și aici e coada și acolo se validează, mă rog, ca la autobuz. Uite, cred că au și venit pentru că văd că se mișcă oamenii acolo. Da, se urcă pe... Deci probabil dacă se urcă, o să urmăm și noi să ne validăm. Probabil că la e și 55 și 28, deci oamenii sunt foarte stricți la program, pentru că probabil dacă nu te ții de program, nu... Dacă tu întârzi ești cel de după tine. Și uite că intrăm și noi, cred. Hai că până la urmă bine că nu ne-am urcat pe ăla, pe 4-2, că ăsta se duce în altă parte, nu știu. 9, da, venea de la Murano, vedeți acolo, și noi trebuie să așteptăm 3-ul. Întreba cineva în fața noastră Murano, că dacă nu întreba omul ăla și ne spunea domnul de aici, ne urcam ca oile. Și nu numai noi, toți. Hai că nu, cumva ne plăcea că ne plimbăm cu asta, dar întârziam, mai era... Ideea era că este sâmbătă și se aglomerează foarte mult, asta e problema. Da. Că este deja, suntem aici. Ia, asta devine. După vreo 15 minute de așteptare a venit autobuzul Vaporetto numărul 3 și l-am luat și noi. Am fost în față și de-aia am putut să stăm jos. E ceva de mers. Și ca să știți, prima oară se intră cei care au priority. Ai priority, ai venit, ai intrat, te-ai așezat jos. Nu vă așezați pe locurile pentru vârstnici, pentru că o să vă ridice, să știți. Deci vă ridică de acolo că e locul lor. Așa că e lume, să știți, este o grămadă de lume care o să intre și probabil nu o să intre toți, pentru că n-ai cum, e full acolo în spate. Nu știu cât o să facem, hai să ne uităm. Este 11 și 11 acum. Eu cred că faci vreo jumătate de oră, nici nu știu exact. Vedem! Am ieșit și asta este ca să te duci coada, ca să te duci spre Burano. E incredibil. Ia uitați-vă aici. Păi aici stai cel puțin 9 ore și 20. Și gândiți-vă că e ora... Uite că v-am spus că am plecat la 11 și 11 și 11 și 38 și am ajuns. A avut 2 sau 3 stații până aici, o 2 sau 3 opriri, dar ne-a dat cu capul de toate pe toți pereții. Eu nu știu cum conduc ăștia aici Vaporetto asta, dar e ceva rău. Da, coada e gigantică pentru... Da, stai că trebuie să te duci, nu e ca și cum vii de fiecare dată în Veneția. Dar ia uita și aici. Nebunie. Am ajuns și noi în Murano. Da. O să începem să ne plimbăm, să vă arătăm, să facem poze și o să ne întoarcem pe urmă aici, la coadă. Ei! Am zis că am intrat în prima expoziție a unei fabrici. Intrarea este liberă, nu avem niciun preț sau ceva. Ia uite și noi să vedem cum arată superb, adică asta... Ia uitați-vă la asta, zici că e o... Păi, deci asta e chiar superbă. Zici că e o scoică. Ia să vedem. 10 € sunt, cred că, bucătările acestea. 30 € inelele. 5 € ceva ce nu înțeleg ce ar fi alea. Așa, 20 €. Asta cred că ar fi ceva... De pus farfuriile, știți ce zic? De pus ceștile. Îi spune cumva în română, dar nu-mi vine acum. Da, asta mie mi se pare absolut senzațională. Băi, ce greu e! Și are un QR code aici. Foarte tare. Am uitat așa de curiozitate să vedem, uitați cât de mari sunt. Pe astea ne-am de să le bagi în bagajul de mână. Dar uitați-o și pe asta ce superbă e. Deci îmi plac asta de leșină. Deci mă, să pui în asta o, nu știu, o salată din aia gigantică, absolut senzațională arată. Superb, superb. E ceva... Fratele meu ar fi încântat să vină aici. Cred că Filip ar fi fost încântat să fie aici. Da, minunat. Și cred că le au pe culori, pe culori, am zis bine. Și uitați, sunt până în capătul ăla. Am făcut o plimbărică până aici. Am intrat și la o fabrică. Da, am vrut să intrăm într-un magazin și ne-a spus că a venit un domn care mi-a zis bună ziua și m-a oprit așa în ușă și nu înțelegem ce voia. Și mi-a spus că aceea este o fabrică și turul era 11:45. Turul începe la ora 12 și trebuia să cumpărăm bilete. Am zis ok și am plecat. Nu știu ce n-am întrebat și eu cât costă biletul. Asta e altă discuție. Și văd că deja au început restaurante, magazine din acestea de deschidere de tot felul de sticle, da. Uite, pisicuțe. Ah, ce drăguțe sunt. Broscuțe. Și practic tot felul de, da. Uite, pisicile alea sunt interesante. Da, de acolo de la 29 €. Sunt 29 € pisicile, sunt incredibile și sunt cât degetul meu mare. Și asta de sus e interesante. plantele alea sau... Culoarea lor. Da. 50-60, cred. Foarte interesant. Și aici fluturi și... Uite, din sticle de Murano. Ah, ce drăguți sunt ăștia. Vezi? Ce? Sunt gondoliere aici. Ne vedeți și pe noi în geam. Și înăuntru. Foarte drăguț arată. Haideți că ne întoarcem spre Vaporetto. Trebuie să luăm spre Burano, nu? Zic bine? Bun. Este coadă că am făcut un semi-înconjurare a insulei, să zic așa. Și am văzut că în tot este coadă. Ce voiam să vă spunem? Voiam să luăm acum de aici trei, cum să le zic? Două puri de vin. Două puri de vin, da. După ce deschizi sticla de vin, dopul respectiv de plută se sparge, se strică, se degradează. Și există ceva ce poți cumpăra de aici. Bine, există și la noi, cu siguranță, dar avea în capăt ca o sticlă de Murano în diferite feluri. Îmi pare tare rău că n-am făcut poze. Și voiam să cumpărăm trei. În fața noastră, la teșghea, să zic așa, era un cuplu de indieni și au întrebat oamenii dacă pot cumpăra respectivele bagaje și dacă le pot ține în bagaj. Și doamna le-a spus, dacă este sticlă, le puteți ține și în bagajul de mână. Acum, ce m-am gândit eu? Alea aveau și o parte de metal. Partea metalică intra înăuntru în sticlă, cum ar veni. Și în exterior rămânea doar sticla respectivă de Murano. Și am întrebat-o, zic, știți, putem să ținem și noi aceste lucruri? Pur și simplu mi-a venit prin cap că am auzit pe ei. Și a zis, a, doar dacă aveți bagaj de cală. Și am zis, păi n-avem. Și a zis, da, nu știu ce să zic, dar nu e ok, că e metal și nu știu ce. Și ideea este că le-am lăsat acolo. Nu le-am cumpărat, că n-avea rost să dau banii pe ele, că nu sunt deloc ieftine. Și să le las acolo, sau să le las la securitate. Treaba e că mă tot gândesc acum, bine, nu o să mă mai întorc înapoi, evident, dar mă gândesc. De ce ar fi fost o problemă? Că nu erau ascuțite, aveau vârful bond. Era ca o pioneză, nu știu cum se zice, cred că pioneză. Adică avea vârful bond, partea de intra în sticlă. Nu înțeleg de ce ar fi trebuit să mi-l oprească, că așa poate omul are și, nu știu, o ungheră în bagaj. Cred că chiar avem, păstrată de când am fost noi plecați în Maldive. Una din aia, atât cred că era. De ce ar trebui să mi-l... Femeia așa a zis, eu m-am gândit, ok, nu le mai iau, că nu vreau să le las pe acolo, să dau banii degeaba. Adică dai bani, dar nu te aflai cu niciun nimic, cu niciun produs. Ok, coada e aproximativ la fel față de cum era când am plecat noi. Este ora 13:15 și mă gândesc că acum încep oamenii să se trezească și să vină spre Murano. Este sâmbătă și Cătă voia să se oprească la o bere și am zis, nu mai bine mergem noi la Burano, vizităm și bem acolo bere și de acolo te întorci direct către Veneția. Fiind acolo, nu mai... Adică mă gândesc să nu se facă coada mai lungă, că este deja. Nu știu dacă voi vedeți. Bate și soarele foarte rău. Uite și aici. Trebuie să fac și o poză. Adică ele vin Vaporetto, dar dacă oamenii sunt mulți, trebuie să aștepți cel puțin 30 de minute, cred că aici. Vedeți, vine ceva acolo. Se vede. Dar nu știi ce e și nu știu unde te duce. Și cred că aici trebuie să așteptăm, da? Cred că o să trebuiască să se ducă Cătă să întrebe. Cumva am avut noroc că au durat vreo 5 minute și noi deja aici suntem în față. Au plecat primul și cam ăsta e rândul. Deci cu siguranță în următorul o să avem loc, pentru că nu sunt foarte mulți în fața noastră. Așa că avem loc și noi în următorul. Ei. Nu știu când o să vină, în schimb, dar așteptăm, asta este. Haideți că fix la 10 minute a venit și Vaporetto. 10 minute de când ne-am pus aici, la coadă. Și sunt oameni în fața acolo, dacă îi vedeți, care au în prioritate, da. Haideți că am ajuns și noi în sfârșit, în Burano, scrie. Ce să zic, sunt 10 oameni la coadă. Nu vine să cred. Adică doamne, ăștia de aici sunt la coadă, atât, asta e tot. Nu cred așa ceva. Și trebuie să ne uităm, pentru că vreau să știu dacă de aici poți să pleci direct la Veneția sau trebuie să te întorci înapoi în Murano, ca de acolo să pleci la Veneția. Ar fi stupid să se întâmple asta, dar nu poți să știi. Vedem, ne uităm acum să vedem, să știm ce și cum. Da, sunt aici tabele, o să ne uităm imediat. Vedeți că suntem aici și ne-am uitat pe tabelă și cred că o să luăm B când ne întoarcem spre San Marco, spre piață, și de acolo Noi am fost și ieri. Aici e A-ul. Aici este A și aici e B și C, care ți arată că în dreapta. Acolo, care, acolo e de fapt coada. Nu aici unde am zis noi. Sunt doar 3 persoane la coadă. Mult mai multe sunt acolo, dar oricum. Nu e ca în partea cealaltă. E foarte mare Vaporetto și... Da, e foarte, foarte mare ăsta, diferit de ăla care am venit noi. Dar ăsta e... Ăsta nu o să intre în oraș, în Veneția. Vaporetto ăsta care ne-a dus pe noi. Să știi? Bun, hai să luăm și noi. Cum o luăm așa? Hai să luăm drept înainte. Unde e apa mai adâncă? Zici tu? Da, și alelalte pe canale sunt mai micuțe. Bine, hai să explorăm insula. Haideți că am ajuns și în... centru, să zic așa, blocul unde toată lumea vrea să ajungă, unde sunt căsuțele colorate. Și am citit pe internet că nu își aleg ei culoarea caselor, ci autoritățile dau fiecare persoane care își cumpără o casă nouă aici. Ok, ești la numărul 20, să zic, ai culoarea verde, la numărul 22 este culoarea roz, la 25 este albastră și așa mai departe. Nu își aleg ei ca culorile, să știți. Nu știam chestia asta, am citit și eu pe internet și arată foarte drăguț. Este practic exact ca în poze de pe Instagram. Este și aici și pe aici aglomerat. Oh, se aude un clopot. Dar mi se pare mult mai drăguț decât la Murano, nu știu, mai animat. Mi se pare mult mai animat pentru că sunt casele colorate. Și sunt fel de magazinuțe din astea. Uitați ce culori frumoase.